Bună ziua, bine ați venit alături de noi. E al doilea an când organizăm Crăciunul Avoica. Ne-am propus să mă prezint, deși o mare parte dintre dumneavoastră cred că mă știți. Sunt doctorița Minescu și sunt psihiatru de copii, vremelnic, manager al Spitalului de Psihiatrie Voila. Astăzi o să vă vorbesc în calitatea de manager al acestei instituții. După cum știți, suntem o instituție publică, asta înseamnă un spital de stat. Și asta spital pentru cu tot ce înseamnă bine și bune și rele. Împreună cu echipa pe care o coordonez, pentru că nicăieri, cu atât mai mult într-un spital, nimic nu se poate face fără echipă, ne străduim zi de zi să oferim calitate, speranță și să arătăm că lucrurile pot sta și altfel într-un spital de psihiatrie, într-un alt fel, într-un mod pozitiv. Nu este un spital de psihiatrie oarecare, avem 510 paturi, suntem al treilea spital ca mărime din țară și ne străduim să ne facem treaba cât mai bine. Sperăm că și reușim. Asta ne spuneți dumneavoastră în chestionarele pe care le primiți și prin Viugra, evident. Așadar, ne-am gândit că situația de a vă afla aici în spital în această perioadă nu e una tocmai plăcută și ne-am gândit exact ca anul trecut să vă aducem un pic de bucurie acum în prag de sărbători. Probabil unii dintre dumneavoastră o să meargă acasă, dar noi cu programul oferit astăzi sperăm să vă alinăm un pic dorul de casă celor care rămân aici cu noi de sărbători și să vă facă ziua de astăzi și perioada de stat aici un pic mai frumoasă, să aveți impresia că timpul trece mai repede. Nu vreau să mă lungesc cu expunerea de azi, dar să știți că ne dorim și o să am grijă de lucrul ăsta atâta timp cât o să ocup funcția pe care o ocup astăzi, ca să răspundem nevoilor dumneavoastră, a celor care beneficiază de serviciile noastre. Vrem să fim pe nevoile dumneavoastră și totdeauna la nevoie. În încheiere o să vă spun o mică povestioară, Amet Indiana, care să care să fie ca o concluzie a efortului pe care noi, echipa Voila, îl facem zi de zi. Se spune că într-o pădure izbucnise un incendiu devastator și o pasăre colibri, care, cum știți, este cea mai mică pasăre din lume, tot aducea apă în cioc ca să stingă focul. Toate celelalte animale, înnebunite de spaimă, fugeau care încotro, pe unde nimereau. Pasărea colibri continua însă să aducă apă cu cioc. Un tigru, conștient de zădărnicia demersului, îi atrase atenția. Ești realistă? Tu crezi că poți să stingi focul ăsta imens cu stropul de apă pe care îl aduci tu? Pasărea colibri îi răspunse. Știu că sunt mică, dar fac tot ce îmi stă în putință. Să știți că așa facem și noi, tot ce ne stă în putință, să vă fie bine cât aveți nevoie de îngrijire în spitalul nostru și în focurile care ard uneori în jurul nostru, noi vrem să ne facem partea noastră de treabă. Sperăm că reușim. Urmează, după cum v-am promis, un mic program artistic la care actorii principali sunt ei, copiii de la secțiile de copii ale spitalului. Au emoții, să știți, așa că vă rog să-i aplaudați. S-a născut Hristos la mulți ani.
nască la mulți ani, mulți ani cu bine. Umbla jos și umbla jos, umbla jos și umbla jos, ca să nască pe Iisus. La mulți ani, mulți ani cu bine. Umbla jos și umbla jos, umbla jos și umbla sus, ca să nască pe Iisus. La mulți ani, mulți ani cu bine. Ce frumos e omul, dar ca el nu
Mulțumim copiii, ați fost minunați, mulțumim echipei de asistente care i-au pregătit în toată această perioadă. Un rabin stătea de vorbă cu Dumnezeu despre rai și iad. Taiarul, i-a spus Dumnezeu, conducându-l într-o încăpere în care se afla o masă rotundă. Oamenii din jurul ei erau flămânzi și disperați. Pe mijlocul mesei se găsea un ceaun imens, cu tocană din care se ridica un miros înfietor. Fiecare persoană de la masă ținea în mână o lingură, coadă foarte lungă. Lingurile ajungeau la ceaun, dar erau foarte lungi, mai lungi decât brațele înfometaților, și aceștia nu puteau să aducă mâncarea la gură. Rabinul a văzut cât de mult supereau acești oameni. Acum îți voi arăta iarul. Și l-a condus într-o cameră identică, aceeași masă mare, rotundă, același ceaun. Oamenii așezați la masă de jur împrejur țineau în mâini aceleași linguri, cu coada lungă. Dar toți erau bine, răniți, erau dorduli, veseli și vorbăreți. Rabinul nu înțelegea. Este simplu, dar presupune o anumită abilitate, spuse Dumnezeu. Vezi tu, oamenii din camera aceasta au învățat să se hrănească unii pe alții și de asta erau fericiți. Așadar, fără a ne ajuta și iubi unii pe alții, nu putem atinge valori. În acest context al apropierii de semeni, este și momentul următor în care preacuvioasele măicuțe de la Mănăstirea Grebu, pe care le invit alături de mine, este Domnul împărat.
la poartă, cei au rupt din cer. Stele Maica să le împartă, lui Doamne, lui Doamne. Oaspeți cu azur în gene și zăpadă pe opinci, se iviră la fereastră cu colinde și o spionă ce din stele până în inim tremura. Mi-a plăcut foarte, foarte mult, ca să o stă alături de noi, ne întâlnăm și în încheiere, să știți că acest eveniment n-ar fi fost posibil fără echipa Voina. Echipa Voina înseamnă fiecare persoană care lucrează aici în spital. Mulțumesc celor care m-au ajutat de la partea administrativă, să știți că avem daruri pentru fiecare dintre dumneavoastră. Alături de mine domnul director medical, dr. Mihai, domnul director de dirijire, Mircea, doamna director financiar, Clara Popescu, și restul echipei asistent șef, toți se străduim zi de zi să vă oferim calitate serviciilor de care dumneavoastră aveți nevoie. Poate pare așa o vorbă în vânt sau vi se pare un clișeu, dar să știți că nimic nu se face într-un spital fără o echipă. Și eu sunt în această poziție pentru că știu că aici am cu cine să fac echipă, spre binele tuturor. Așadar, să încercăm împreună să ne facem fiecare parte a noastră de treabă, chiar dacă pare o neînsemnată picătură, însă cu siguranță are un ecou. Să nu uităm, cum spunea povestea, că raiul îl construim împreună, atât făcându-ne fiecare parte a noastră de treabă, cât și ajutându-ne între noi, fiind blânzi, toleranți și buni unii cu alții. Vă dorim, întreaga echipă Voina vă dorește sănătate, iubire, împliniri, un Crăciun cu bine și un an nou cât mai bun.